11 martie. Un mare preot plin de îndurare. Căci tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul tău de domnie ca un judecător drept. Psalmul 9:4. Noi nu înțelegem măreția și noblețea lui Dumnezeu și nici nu ne amintim ce distanță enormă se află între Creator și creaturile modelate de mâinile sale. Cel ce șade în ceruri și poartă în mână sceptrul universului nu judecă după standardul nostru limitat și nu își face socotelile așa cum le-am face noi. Greșim crezând că ceea ce ne pare nouă măreț trebuie să fie considerat măreț și de către Dumnezeu, iar ceea ce ne pare nouă neînsemnat este neînsemnat și în ochii Săi. Niciun păcat nu este mărunt înaintea lui Dumnezeu. Păcatele pe care omul tinde să le aprecieze ca fiind mărunte pot fi tocmai acelea care pentru Dumnezeu sunt delicte grave. Bețivul este disprețuit și se spune că păcatul său îl va exclude din cer, în timp ce mândria, egoismul și patima lăcomiei sunt trecute cu vederea fără a fi mustrate. Însă acestea sunt păcate care sunt deosebit de jignitoare pentru Dumnezeu. Avem nevoie de un discernământ lucid pentru a putea evalua păcatul după standardele lui Dumnezeu. Acum când mai există încă un timp de probă, nu se cuvine ca cineva să pronunțe sentințe asupra altora, privindu-se pe sine ca fiind un om model. Hristos este modelul nostru. Imitați-L și pășiți pe urmele lăsate de picioarele sale. Puteți crede și mărturisi fiecare punct al adevărului prezent, însă dacă nu veți practica aceste adevăruri, crezul vostru nu vă va sluji la nimic. Nu avem dreptul de a-i judeca pe alții. Aceasta nu este lucrarea noastră. Noi trebuie, în schimb, să ne iubim unii pe alții și să ne rugăm unii pentru alții. Astfel, când vedem pe cineva îndepărtându-se de la adevăr, vom putea să plângem pentru el așa cum a plâns Hristos pentru Ierusalim. Haideți să vedem ce spune Tatăl nostru Ceresc în cuvântul Său despre greșeală. Dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Galateni 6:1. Iisus se îngrijește de fiecare, ca și când n-ar mai exista niciun alt om pe fața pământului. Ca Dumnezeu, El pune în mișcare o putere covârșitoare alături de noi pentru toate nefericirile noastre. Maestatea cerului nu s-a ținut departe de omenirea decăzută, păcătoasă. Noi nu avem un mare preot care să fie atât de departe, de înălțat, încât să nu poată băga în seamă că existăm, care să nu aibă simpatie pentru noi, ci unul care a fost ispitit în toate asemenea nouă, fără însă a păcătui.